Andrei am auzit de această idee și am început să ne uităm mai cu atenție la acest domeniu. Statul se bucură și pare să fie părtaș că ia și el o bucată din banii care se colectează și care se învârt în industria jocurilor de noroc. Dar cu ce preț? Cu prețul a unor destine frânte, cu prețul a unor dependențe de care oamenii scapă foarte greu. Statul s-a bucurat să ia acești bani și a lăsat domeniul reglementat cât mai puțin. De curând, în urma campaniei pe care am dus-o, chiar și Marcel Ciolacu a spus că va scoate jocurile de noroc în afara orașelor. Dar până la urmă ce a ajuns să facă? Doar să mai taie o bucățică din banii pe care industria de jocuri de noroc o ia de la cei care ajung în sălile de jocuri de noroc sau de pariuri. Este o industrie care, desigur, aduce și bani la buget, dar este o industrie care face foarte mult rău și de aceea statul trebuie să intervină, trebuie să reglementeze. Un pachet de 6 legi este acum pe traseu în Parlament, niște legi care fac referire atât la publicitatea stradală, publicitatea online, publicitatea la TV, pentru că promovat atât de mult ajunge să fie cool, ajunge să fie la modă, ajunge să fie normal să intri într-o sală de jocuri de noroc. Dar nu trebuie să fie așa. Noi trebuie să le arătăm oamenilor că această industrie poate să facă foarte mult rău. Revenind tot la reglementare și de ce acest domeniu este atât de slab reglementat. Sunt niște știri, dar una foarte concretă. Un șef ANAF de la Constanța, care este numit în Consiliul de Supraveghere a ONJN, Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, care a câștigat întâmplător în ultimii 4 ani aproximativ 120.000 de euro așa, de la o companie de jocuri de noroc. Eu cred că ridică niște mari semne de întrebare cu cineva care trebuie să fie cu ochii foarte atent pe această industrie să aibă atât de mare noroc încât să câștige chiar de la aceste companii și domeniul să rămână în continuare nereglementat. Aceste jocuri vor fi reglementate, facem tot felul de demersuri și în stradă și în Parlament, astfel încât inițiativele pe care le-am depus să înlăture, să scoată din drumul cetățenilor, din drumul celor care ar fi mai vulnerabili, mai degrabă pasibil să intre în aceste jocuri, în aceste stări, să le scoatem de drumul lor. Nu vor mai fi, sperăm noi, lângă școli, lângă lăcașele de cult sau lângă parcuri, astfel încât accesul să fie cât mai greu de făcut, pentru că accesul facil duce și accentuează dependența față de jocuri de noroc, o dependență care duce la niște drame foarte urâte. O să-i dau alături de noi, a fost în stradă și a documentat și știe multe cazuri de oameni care au ajuns să aibă situații foarte grele. Filip? Mulțumesc, Transfin, hai! Sunt Filip Avumeanu, sunt deputat de Iași, președintele filialei municipale USR Iași. Din păcate, este așa cum spune domnul deputat Botez. Cunosc multe cazuri, văd multe cazuri și ne scriu oameni în fiecare zi, mai aflăm măcar câte o poveste. Noi vedem statistici foarte des. Știm că sunt 400.000 de dependenți. Știm că se pariază minim 1.000.000 de euro în fiecare zi. Știm că 46% dintre cei care au o dependență de jocuri de noroc ajung să aibă măcar o tentativă de suicid. Ce trebuie să înțelegem este că acestea nu sunt doar niște numere. Există o poveste în spatele fiecăruia. Persoanele care ne scriu sunt oameni care au încercat să se sinucidă, sunt oameni din familie care, din păcate, au avut pe cineva care a făcut acest pas. Când veneam zile trecute, șoferul ne-a povestit când a auzit că urmează de fără păcănele, s-a întors cu lacrimi în ochi și ne-a întrebat că poate să ne deranjeze o secundă, pentru că e a doua oară când încearcă să-și ia viața, a adunat datorii mult prea mari și lumea, în sfârșit, a început să aibă curaj să vorbească despre acest flagel.
Împreună cu Andrei și colegul meu Mihai am făcut să de mai, cred că avem aproape 2 ani de zile de când vorbim pe acest subiect, încercăm să-l împingem, să-l aducem în atenția presiei, a societății civile și bineînțeles a politicienilor. Însă fără dumneavoastră, fără oamenii din presă și fără cei din societatea civilă, nu putem face destulă presiune pe politicieni. Am văzut la început când am depus primul proiect de lege, fără păcănele lângă școli, lângă locuri de joacă și spitale. Am văzut acolo cum au venit cei de la PNL și au zis că susțin proiectul, că vor să fie și ei co-inițiatori. Noi ne-am bucurat foarte mult pentru că este un lucru mare, nu mai contează culoarea politică, contează să scăpăm de aceste păcănele care sunt peste tot. Diferite persoane, puteți să vedeți și noastră care, ca să nu atac eu pe cineva, au venit, s-au semnat co-inițiatori, au cerut procedură de urgență și la o săptămână după și-au retras semnătura și au pus piedici în continuu. Nu ne punem un semn de întrebare, oare chiar așa să-ți schimbi mentalitatea de la o săptămână la alta? Știm ce presiuni se fac, știm câte miliarde de euro învârt aceste persoane și relațiile pe care le au. Dacă până și prim-ministrul României spune că el se încearcă să se ajungă la el, că este amenințat, că este șantajat, prim-ministrul României, oameni buni, el vine să se plângă presei, păi el ar trebui să ia măsuri, să fie primul care se duce să denunțe. Deci am ajuns la un nivel la care tuturor trebuie să ne fie frică de această industrie a jocurilor de noroc, de aceea trebuie să ieșim cu toții în față, trebuie să facem front unit, să lăsăm culorile politice. Ok, USR-ul este cel care a inventat acest proiect, care a venit cu toate măsurile. Dar în acest moment avem nevoie de unitate și avem nevoie ca cei din guvern să conștientizeze gravitatea acestor jocuri de noroc. Se vorbește despre droguri, despre alcool, dar lumea, chiar ieri vorbeam, această caravană merge acum în 10 județe și mă bucur foarte mult că a început în Moldova, pentru că acest lucru arată totuși cât de implicați am fost cei de aici. Sunt, bineînțeles, mulți parlamentari și Diana Stoica, Sebastian Cernic, tot din Bacău, care se implică activ. Dar problema principală pe care o avem este cea că PSD-ul și PNL-ul doar spun și pe hârtie anunță că vor susține și ei proiectul și vedem că nu fac nimic. Ne-am pus 6 comisii raportoare la Camera Deputaților. Nu cred că mai există în istoria Parlamentului României un proiect de lege care să aibă 6 comisii raportoare. Asta înseamnă că trebuie să mergem să convingem pe toată lumea din Parlament, fiecare deputat. Și dacă unul nu este de acord, am aflat acum în comisie, eu sunt secretarul Comisiei de Educație de la Camera Deputaților și un domn deputat a votat împotriva acestui proiect, la fel și la cel cu reclamele stradale pe care le interzicem. A zis că și el și-a dorit acest lucru, dar el nu a reușit, așa că va vota împotrivă. Deci chestiunea asta de orgoliu mi se pare incredibilă. Vă dați seama că era doar o scuză. Am aflat după aia că fratele lui are firme cu diferite afișaje publicitare în București și știm cam cât de bine se câștigă de la acești oameni. Tot timpul se vorbește despre acești bani care ajung în societate de la păcănele. Trebuie să înțelegem că banii aceia nu dispar, nu se dă foc. Poate că în loc să mă duc să bag 10 lei la aparate, o să iau taxiul să mă duc acasă, sau mă duc la un meci de fotbal, mă duc la muzeu. Acei bani tot în societate, tot aici rămân. Nu dispar deodată. Noi am ajuns în acest moment să vedem oameni care își distrug aceste vieți și oamenii ne spun că, domnule, cei care nu sunt de acord, deși sunt foarte puțini, sunt doar unii oameni, pleava societății, așa am auzit care se joacă la păcănele. Trebuie să înțelegem că nu e adevărat. Vorbim de sute de mii de dependenți. Oameni care joacă sunt milioane. Milioane de oameni fac acest lucru și vreau să vă zic că știu, de la Andrei am aflat de acest